77 de locuri de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, cu ajutorul căreia 2253 de persoane au fost angajate de la începutul acestui an. Ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, au fost angajate 2253 de persoane de la începutul acestui an, dintre care 1012 femei. 1253 au peste 45 de ani, 429 vârsta în intervalul 35-45, 298 au vârsta în intervalul 25-35, iar 273 sunt tineri sub 25 de ani, din care 34 tineri niți. Tineri niți sunt tineri până în 25 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ sau nu urmează un curs de formare profesională. În ceea ce privește domiciliul de rezidență al șomerilor angajați, 1212 provin din mediul urban, iar 1041 din mediul rural. În ceea ce privește nivelul de pregătire, studiile persoanelor angajate până la data de 30 septembrie, cele mai multe persoane angajate au studii liceale, 1002 persoane, urmează cele cu studii gimnaziale, 528, studii profesionale, 383, studii superioare, 147, studii primare, 103, iar cei mai puțini șomeri angajați sunt cei cu studii post-liceale, respectiv 90 de persoane. Din totalul de 2253 de șomeri angajați până la data de 30 septembrie, 1723 fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabili pe piața muncii. De asemenea, în acest moment, persoanele interesate au la dispoziție 77 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Administratorii mobile un loc, agent de securitate 6, ajutor ospătar 2, ajutor bucătar 2, consilier juridic 1, coafor 2, cameristă 1, dispecer 1 loc, dulgher 6 locuri, economist 1 loc, femeie de serviciu 1, finisor interioare 5, ferar betonist 3, faianțar 1, frizer 1, instalator sanitar 1, îngrijitor spații verzi 1, lucrător comercial 1, lăcătuș mecanic 1, menajeră 1 loc, mașinist, mașini pentru terasamente 1, macaragiu 1, muncitor necalificat în construcții 5, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 6, operator fabricare hârtie 6, șofer 5 locuri, sudor 1, supraveghetor hotel 2, tâmplar universal 2, vopsitor în lemn 1 loc, zugrav 1 loc și 7 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Cei interesați pot consulta ofertele de muncă la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.